Facem taci, dar fără picior. E universul, e universul, Germania a intrat în colonia, e universul. Dar fără picior. Să trăiți, bună ziua! N-ați văzut-o pe madame Florescu? Pleacă de aici, măi, nespălatule! Vă mulțumesc să trăiți! Ia la limba, ce-ai făcut? Numai atâta? Dar singurul de mai prost. Ia universul! Ia numele Germania, a intrat în Polonia! Ia universul! Numele Germania, a intrat în Polonia! Acum eu trebuie să plec. Cine știe când o să mă reîntorc? Tu să fii cu minte, am înțeles? Și acum să ne luăm rămas bun ca niște bărbați. Să ne vedem cu bine. Aia tot. Ralimă! Ralimă, vine rapid! Vine rapid, pleacă! Gata, am plecat! Ne dă-și mie un lucru. Rapid, hai! Ai pregătit totul? La 9 vor începe să sosească invitații. Sperăm că evenimentele nu i-au speriat. Împotrivă. Motiv în plus să bem o cupă de șampanie. A început parada Dobrescului. M-a scălătorit? La ieșire, imediat, în dreapta. Iliuta, ce-i cu tine? Te-am ardit careva? Tata a fost mobilizat. Am rămas singur. Cum ai rămas, mă, singur? Ține, e cu ciocolată. Cum? Mi-o dai mie? Da, iau. Și vină cu noi. Sunt 500 de mii. Să-i numere.
Fie-vă milă. $500.000. Perfect, Duinsefu cel Mare. Chitanța dumneavoastră, domnule Maimuca? Vă mulțumesc că ați apelat la serviciile băncii noastre. Inutil să menționez faptul că vă cer discreție totală. Banii nu mi-aparțin, sunt ai mișcării, așa că... Puteți conta pe mine, știți că sunt un simpatizant al mișcării legionare. Te rog. Întoarcem imediat. Imediat. Bună seara, Grigore. Bună seara. Câștigi, câștigi? E, așa, așa, așa. Alarmă. Decuplat. Deschis. Gata. Sus mâinile! Nu mișca! Hai, Rică, mai repede! Găsește-te! Ce-ai făcut, Rică? Hai! Să trăiți. Petrescule, vezi că Bizavi e un cercetorolog. Du-te și adu-mi aici. Imediat, domnule. Pe aici, domnule comisar. Voi sunteți casierii? Da. Să trăiți. De unde te cunosc pe dumneata? Nu știu, nu mi-aduc aminte. Las că mi-amintesc eu. L-ai găsit? Nu-i niciun orob. Domn comisar. Vezi că era și un puștul lustragiu, caută-l. Ionescu-ne. Ocupă-te de ăștia doi. Cum te numești? Continuați și încercați să faceți o descriere cât mai exactă. Nu e niciun lustragiu, domn comisar. Nu ia bună, Petrescule. Ăștia nu sunt hoții cu care suntem noi obișnuiți. Așa de frumoasă. Domnule colonelor, răsfățați. Bună seara. Cred că am reușit, domnule Zăvoian. Vă chem îndată. Scuzați. Iar afaceri. Bărbații ăștia. Nu-i pentru prima dată. Totul a mers perfect, patroane. Imbecilule. Nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? De ce au fost uciși doi gardieni? Bine, patrone, dar n-am avut ce face. Cheamă-l pe Zăvoian.
Greșeala asta ar putea să se întoarcă împotriva noastră. În împușcarea celor doi gardieni, cazul ia altă proporție. Sunteți voi hoți, dar acum acționați în numele unor comandamente politice. Acum, continuați acțiunea conform planului. Am înțeles, patron. Hai. Domnule Zăvoianu, aceștia sunt banii pe care i-am promis pentru mișcarea noastră. Și vă rog să asigurați pe domnul Sima de toată credința mea. Vă suntem foarte recunoscători. Ai făcut cadou o grămadă de bani golanilor ăstora. Ești un naiv, titule. Legionari într-un an de zile ajung la putere. Și atunci noi vom pune mâna pe întreg comerțul jidanilor pe care ăștia îl vor da peste cap, la fel ca și Hitler în Germania. S-au schimbat vremurile, titule. Trebuie să ne adaptăm. De mâine, înscrii toți oamenii noștri în cuiburi legionare. Ok. Maimuca are vreun alibi? Are unul perfect, dar nu-l știe. Îl urmăream chiar eu, domnule prefect. Asta e culmea. Și atunci de ce îl bănuiești? Maimuca a folosit ce 500.000 de dolari ca pe calul troian. A venit cu ei la bancă, aceasta și-a deschis lar porțile ca să primească frumoasa sumă. Oamenii lui Maimuca au pândit momentul potrivit și... Și mâine poimine se va prezenta la bancă și va ridica banii, motivând că nu mai are încredere în serviciile acesteia. Tocmai. Și cine a dat lovitura? Unul din oamenii lui pe care nu-l cunosc, dar sunt sigur că e un tânăr. Ce te face să spui asta? Felul cum a acționat. Îndemânat, curajos, dar lipsit de experiență. Și a pierdut sângele rece și a împușcat doi gardieni. Și asta nu e în obiceiul hoților noștri. Pare logic. Și ce-i de gând? Prin tânăr să ajung la Maimuca. Ai grijă. Dacă ratezi și de data aceasta... Știu, mă dați afară. De ce, dragul oficiul Rudică, să-l așteptăm pe Cioroiu tocmai aici? Bordelul ăsta e la șaptea. Ce importanță are unde l-așteptăm? Principalul e că în maxim o jumătate de oră suntem în posesia banilor noștri. Și pe urmă, Valea, care încotro? Da, mă, dar ce mai vine? Mă, mitică, liniștește-te, parcă ai fi o muierie isterică. A, muierie isterică. Să te văd pe tine, ce ai făcut dacă ai fost în locul meu? Și acum aud Ruric, vocea comisarului Moldovan, că m-a întrebat acolo la bancă. De unde ne cunoaștem noi? Și unde te-a văzut? Anul trecut, la o deșindere făcută în tripoul Fane Balamuc. Mare scofală. Mare, mă, mare. Când un casier este găsit jucând într-un tripou, imediat devine suspect. Rahat. Iar te-ai apucat? Da. Trebuie să mă duc din nou. Du-te în buruieri. Să dragi geaba, mitică! Lidra. Ia vezi. A scăpat. Grijania mamei lui! După el! Ei, dragi. Cum e, domn comisar? Iar am mers prea târziu. Îți a scăpat. Vezi că e un mor dincolo. Îți trimit băieții la secție. Bucă! Aici. Bilă. Aici. Uțu. Aici. Șpriț. Aici. Lămâie. Aici. Fiftea. Aici. Piciu. Aici. Două sute 250,
127. 200. 50. Adevărul e, nene ureche, că n-are lumea bani. Lipsă totală de lovele. Băieții au făcut tot ce le-a stat în putință. Au lucrat, au făcut, au... Eu m-am ținut după unul. Păi da, tași de gură, știu, ai făcut tot. Dar nu sunt bani ce vrei. Sărăcie mare. V-ați murdări și pe umăr și v-ați murdări pe umăr. Cât a ieșit, nene ureche? Slab. Nu te văd bine. Cât? Lipsesc 500. Doamne, maica Domnului! Păi, n-au oamenii bani. E război, vă dați seama și dumneavoastră. Scoate, ce să mai scot? Scoate și am mai găsit, poftim, 100 de lei. Hai. Mai scot una de aici. Asta e tot. Poftim. Așa. Și vă jur că nu mai am. Mai. Scoate de unde? Să scoți ciorapi. Poftim. Cât lipsesc? Nu mai am. Dacă săptămâna viitoare sunteți sub suma fixată, plimbă, îți stai o ureche. Data viitoare, cealaltă. Iar pe urmă, pâta. Nene ureche, îți jur pe ce-am mai sfânt, să moară scroafa dacă vă mint. Murim de foame, n-avem ce mânca. Uitați-vă la ei ce slabi sunt. Uitați-vă. Vino, mă, Iuliță, mă, și tușește și tu, să vadă, nenea ureche, că tușești. Bagă tusea, pui și tu ceva din tusea asta. Patronul nu știe de vorbă, așa că vezi ce faci, băiatule. De săptămâna viitoare, limbă! Iuhu! L-ați auzit bine, săptămâna viitoare. Grijania mătii de șarlatan. Care vrea să încercem? Terminați! Vă înghesuiți așa ca la colivă, pomana geilor! Chiftea, ia să vedem noi acum ce-ai băgat tu la magazie. Eu sunt elefantul și tu trebuie... Să ataci! E atent! Pornesc! Porniți! Nene, lasă-mă să-ți fac pantofi! Nu faci niciun pantof! Nu faci pantofi și n-am bani! Și n-am țigări, plecați! Când ataci, mă? Când ataci? Ai răbdare! O soară! Nu așa măcară tocată! Terminați! Măi, Chiftea, tu n-ai stofă de artist, mă. Ți-am arătat doar, bac, două degete, pac, fin. Ai înțeles? Am înțeles, dar eu sunt prea mic și n-a ajuns cam atare la buzunar. Poți să iau cu mine o scaunel? De ce nu ții o canapea? O canapea să-ți iei! Lucrează-mă tehnic, două degete. Olu, ce javră! Ce javră, mă, ăsta e un caniș original. De unde l-ai speriat? De la ambasadă, aveam mai mult și m-am gândit că nu o să rupă legăturile diplomatice dacă să iau și un. Ce frumos e, mă lasă în mângâi și o nițel? Fugi de aici, ce vrei să ia tu sata? Ăsta îl vând cu bani grei, nu-i așa, nea limbă? Gura! Care vrei să mai încerci? Iliuță, vrei să încerci și tu? Nu, eu nu vreau să mă fac hoț. Dar ce vrea să devin, mă? Muncitor ca tata. Băieți, pentru astăzi am terminat. Dă-mă încoa. Continuăm altă dată. Trebuie să ajung pe Calea Victoriei. Este elefanții la promenadă și dacă ne atac la timp, am sfeclit-o. Voi stați aici cu minți, nu deschideți. Dar unde-i lordul? Trebuie să apară, e 11. Poți să-ți potrivești ceasul după el. Nu întârzie niciun minut. Da, se respect. M-a ciudat este că pijama n-a venit acasă. Lasă, vine el. Am plecat. E deja 11. A, uite-și pe lordul. Ne-a țălat toată lumea. Te grăbești, nea limbă? Mă, iar ai lipsit la lecție. Mă, ce ai să ajungi tu în viață, mă? Milionar. Milionar. Oh, my darling, my lord. Thank you very much. Wow. Banii. 300. E bine?
300. 300. 300. Pe curând, băieți! Să ne vedem cu mine, să ne vedem cu mine! Ei, băieți, ce ziceți în fotbal? Iar, fotbal! Azi, dar chiar și arbitrează Iliu. Gata! El tot nu poate să fugă. Ba, pot! L-am apucat! Hai, să știu! Picop, casierul de la bancă. Fotografii? Limba l-a descoperit, domnul. Domnule comisar, știți că eu l-am văzut primul. Tocmai veneam de la vărul meu, Frangulea, și de l-am văzut. Te-a întrebat cineva ceva? Nu, dar vroiam doar să vă ajut. Las că m-ai ajutat destul. Petrescule, te ocupi de autopsie și îmi comunici absolut totul, e clar? Am înțeles. Iar tu e cu mine. Nu mă las, domnule comisar, n-am niciun pic de vină. Eu cum l-am văzut, am anunțat imediat poliția. Păi, dacă unde să merg, dacă n-am treabă? Eu trec mai greu prin asta. Vreau să mă lăsa... Hai, urcă! Că mă lăsați-mă și... Eu întâmplător am trecut pe aici, l-am văzut. Am văzut și lumea multă pe poți, zic, trebuie să vii aici, domnul comisar. Ce știi de treaba asta? Despre? Hai, nu faci pe prostul cu mine. Se zvonește că lovitura a dat-o Grigore mai mucă. Asta îmi bănuiesc și eu, dar am nevoie de probe. O să fie foarte greu. Știți, când e vorba de maimuca, toți au gurile ferecate. Altfel pățesc ca Pricop. Ia uite, de unde știi cum îl cheamă? I-am văzut aspoza în ziare. Ziare? Da. Mai merge mult așa, domnule comisar. La ce te grăbești? Păi nu știi, cine nu muncește, nu mănânc. Ce știi de tipul care a dat lovitura? Mi se pare că e unul nou, n-ați văzut ce stilare. Pac, pac și gata, ca în filmele americane. Vis-a-vis de bancă, este de obicei un puști, un lustragiu. Pijama? Și mai cum? Nu știu, așa îi spune. Cum dau de el? Nu știu, de ieri a dispărut, dar acum apare pe anunț. Tot vis-a-vis de bancă, parcă este un cerșitor, un olog, a? Da, da, Sile Tirbușon. Nu, nu, nu. Pe ăsta l-am văzut ieri la gară. În locul lui e unul nou. Costă mult un loc la gară? Vreo 20.000 de lei. Piticul vinde foarte scump. Știu asta de la un văr de-al meu și a luat și el un loc vis-a-vis de Belul, lângă stația de tramvai. Și cum dai eu de Piticu? Domnule comisar, dumneavoastră încercați să mă trageți de limbă? Ia uite, nici n-am observat. Alergi, Maria ta. Lăsați introducerea, domn comisar, și spuneți ce vreți de la mine. Spune-mi care din oameni te cerșește în fața băncii creditul comercial. Nu înțeleg, despre cine vorbiți? E, atunci trebuie să-ți împrospătesc memoria, a? Domn comisar! Da. Ce faceți cu mine, domn comisar? Ce faci cu răspunsul? Nu știu nimic. Dați-mi drum că mă sufac în mizeria asta. Pe bine, măi, Gică, umbli cu lucruri ascuțite, a? Aoleu, domn comisar, nu astăzi sunteți? Eu sunt, sigur că eu sunt. Ia de rânguaci. Vă rog să mă iertați. Nu te mai prind, auzi? Aveți de gând să mă omorâți? Ai de gând să spui? Scoateți-mă de aici. E, asta e altceva. Care-i numele cerșetorului, a? Acum nu știu nimic. Dar până la miezul nopții o să aveți numele persoanei. Da. Pe cuvântul tău de onoare. Pe cuvântul meu de onoare. Bine, Maria ta, te cred. Salut. Comisare, ce faceți? Nu mă scoateți de aici? Ai dreptate. Hai. Hopa! Deci te-ai ascuns limbă. Ce-ați făcut, domnule comisar? Ce-am făcut, mă? Păi cu regile cerșetorilor vă puneți dumneavoastră? Te știa mai curajos. Mai curajos? Dacă pune ăsta Picu mâna pe mine, rămân cerșetor pe toată viața.
Alo, domnul Grigore Maimuca? O clipă, vă rog. Alo, domnul Maimuca? Aici, Piticu. Ascult. Să fiu scurt, domnule Maimuca. Hai, dă-i drum. Îți propun un termen. Tu mie? Exact. Eu tac și dumneata mă plătești. Motivul? Unul dintre oamenii mei l-a văzut pe Rică ieri seară la banca Creditul Comercial. Nu știu despre ce vorbești, dar te rog altă dată să nu mă mai deranjez. Alo, da. Da, un moment, vă rog. Domnule comisar. Alo? Eu sunt Maria ta. Credeam că ți-ai uitat cuvântul. Te ascult. Da? Unde? Recunoscător. Dacă vreodată ai nevoie, apelezi la mine. Ce știi de unul, Păsărin? Rică Păsărin. Știu tot. Ești mare, Petrescu. Hai că spui totul pe drum. Băieți, noi am plecat. Da, domnule comisar. Salut. Să trăiți. Salut, băieți. Faci Petrescule, îmi sperii gogotele, a? Eu, domn comisar. Când trec singur pe aici, nici nu se simchisesc. Vrei să spui că eu le sperii? N-am cum să spun asta. Uite, uite în spatele barului și castă bine ochii. Puci. Come on here, come on here, Alexander Strickland Band. Come on here, come on here, it's the best band in the land. They can play the bugle call like you never had before. Sounds natural that you want to go to war. That's just the best band in the land. Oh, străzi, domnule comisar. Bună. Doriți ceva? Nu, deocamdată nu. Bună, comisare. Bună, Margo. De când lucrez în interior? Nu mi-a făcut nimic de băut. Coniac? Coniac. Mulțumesc, domn comisar. Amabil ca întotdeauna. Păstrează-ți. Ai venit să relaxezi, eu sau ești de misiune? Ai venit să mă salut sau ești de misiune? Nu te supăra, meseria. Înțeleg. Dă-i un loc. Come on here, Alexander Strickland Band. Come on here, come on here, it's the best band in the land. They can play the bugle call like I never heard before. Sounds natural that you want to go to war. That's just the best band in the land. Oh, Hanna-Lam, come on along, come on alone. Let me take you by the hand. A tutu man, who's the leader of the band. And if you care to hear the sound of the river playing and pot să vă rog ceva, domnule comisar? Altă dată. Alo? Ascultă, Rică, cine te-a văzut aseară la bancă? Cine m-a văzut a închis ochii, patroane. Te-a mai văzut cineva? Nimeni, patroane. Piticu știe că tu ai dat lovitura. Piticu? Piticu m-a sunat acum câteva minute. Trebuie să dispar pentru câteva zile și asta cât mai urgent. Ce s-a întâmplat? Piticul n-are la mână. Trebuie să dispar. Piticul. Șefule, comisarul moldovan este în bar. Ai grijă să nu intre aici. Hai. Ieșim prin spate. Te duci imediat acasă. Hai. Stai! Poliția! Sunt comisarul moldovan. Ești grăbit, Rică Păsărin? Lucrezi la două războaie frumoasă. Nu-ți permit să vorbești astfel, doamnei. Gura, măi, băiete. Nu
Hai! Stai! Hai! Stai! Stai! Ce dracu, mă, Petrescule? Ce păzești aici, mă? Parcă m-a lovit un tren, domn comisar. Erau mulți. Mulți! Ascultă, Petrescule, cine te-a sfătuit pe tine să te faci polițist? Tata. Tata. Vezi tu? Nu întotdeauna bine să asculți de părinți. Cine dă și mie un porumb? Îți dau eu. Ei, eu v-am adus niște prăjituri. Prăjituri? Îți dau eu porumb, îmi dai mie prăjiturile? Nu. Din asta ia fiecare câte una. Sunt cu mere? Prăjiturile de dar nu se caută la mere. Sunt mișto, de unde ai? De la colegiul lui taică. Hala, colegi. Ia spune, mă, unde-i Liciu? Aici, Narică, sunt aici. Am fost să pun niște flori pe mormântul mamei. Bine. Unde-i pijama? Asta ne întrebăm și noi. De două nopți n-a mai apărut. Nu știu ce-o fi cu el. Dar de ce întreb, Narică? Așa. Aveam eu treabă cu el. E, alte noutăți pe aici? Nimic. 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 Bine, băieți. Salut! Salut, Narică! Salut, Narică! Salut, Narică! Piciule, îi va trebui să stau ascuns câteva vreme. Da. Dacă vine pijama, știu unde mă găsește. Da? Am înțeles, Nerica, nicio grijă. Salut, bătrâne. Cu bine, Nerica. Ați cam întârziat, domnule comisar. Ei, asta poate, îmi dai și o palmă, a? Nu, adevărul e, vă rog să mă iertați, adevărul e că dorința de a vă revedea am venit un pic mai devreme. Ia să-i ceva mai bine. Ce știi de unul Rică Păsărin? Rică Păsărin? N-am auzit de el. Cine este? În dosar scrie că a locuit în groapă, are și un frate mai mic de ăsta, știi ceva? Domnule comisar, să n-am parte să-mi sărut soacra dacă de acești doi știu ceva eu. Mai limba, mă. Credeți-mă, domnule comisar. Mamă, ce rapă mișto! Ăsta trebuie să fie vreun barosan, dar are așa mașină. Poate că e noua mașina lui Urechi. Nu e al bun barosan, nu vezi cum e îmbrăcat. Puiți! Hai să-l ușurăm! Ai grijă să nu o încuși, nu pare fraier. Ce-ar fi să încerc să-i vând câinele? Grama! Hai să mă gândim măcar o rată. Sau volan. Cum se scoate, mă, volanul? Măi, Iliuț, tu stai de șase, că vreau să scriu pe ea. Șase splatători. Hai, scrie. Hai, mă, gata? Gata. Hai, ce faci? Nu scrii? Bă, da, dar nu știu cum să scrii, cu vânt sau cu fund? Păi, de la prostule. Vine, vine. Băi, vine! Da, picăm lecția așa. De ce vă bateți, mă? Nu mai dau! Uite, nene, vreau să-ți gârie mașina dumitale! Amorentă, 5 lei, monele! Căutați pe cineva, domnule? Da, caut o cunoștință. Voi sunteți de pe aici? Da, dar locuim la etaj, nu! Domnule, dacă spuneți pe cine căutați, poate încerc să fie de folos. Pe limbă. Pe limbă? Am o afacere cu el. Ce afacere? Tașma! Azi nu mai găsiți. A plecat în oraș. A, da, limba a plecat. Da. Scoate cuiele de acolo. Dacă se întoarce, îi spuneți că l-am căutat, da? Da! La revedere, băieți! Salut! Iuhu, băieți!
Ești bun de cintă, dar mă ușprit. Eh, când o auzi în limbă... Nu-l mai lăudați aia ta, că se urcă la dimlă. Crepe de invidie! Îți arăt eu ție! Potolitiva, tu dă-ți fă dracului portofelul ăla! Moasă pradă, bă! Câteva sute acolo... Ce e, mă, ce nu-i bine? Are dreptate, lordul. Ce vă mirați de câteva sute prăpădite? Prăpădite, a? Dacă nu vă coafeți de lovelele astea, pe voi doi vă scala la numărătoare. A, nu, ziceam și noi așa. Putea să fie și mai mult. Bravo, mă, Chiftea, ai făcut o treabă bună. Zece! Vine câte 100 de lei de fiecare! Mamă! Sunt 300! Da, da. De ce vă mirați? În porfei erau 1300 de lei. Ori 10 ori 100 înseamnă 1000, deci lipsesc 300 de lei. Da, da. Ăla mic v-a dus pe toți. Eu n-am știut, domnule, că stai dumneavoastră. Să moară mama dacă nu știu că stai dumneavoastră. Să vină trenul, uite, de aici să-mi tai picior. Nu-i nimic. Și mie îmi plac farsele. Lipsesc 300. Unde sunt? Sus mâinile! Strici cu vatul la perete! Hai, hai, mișcă! Stai că trag! Nu poți să tragi. Pistolul e blocat. Vă rog să mă iertați, domnule, dar am glumit. Banii. Ce bani? Ce 300 lei. Ce să fie la mine? Poate fi la el. Cum asta fie bă la mine? Vrei să-mi dai? A? Nu am ce să dau. Dă-mi. N-ai ce să dai, ai? Da. Voi aveți o șurubelniță? Da, avem. Băi, Chiftea, trebuie să-ți aduci șurubelnița aia. Tot eu, mă, ce, voi aveți strânși? Da o țintă. Da, avem, da, avem. Veniți cu voi. Uite, dai o țintă. Sigur că am venit. Veniți cu noi. Stai să vedeți. Stai. Uite, aici, aici. Aici, 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 aici. Uitați, aici, aici, aici. Aie. Chiftea, dă-te la o parte. Gata. Ține. Mai culiță, trage mai bine că ne arică. Gura dobitocule. Mamă! Mamă, ce bine trage. Destul de bine. Auzi? Să nu-mi plimi gura cu omii spăroase dacă ăsta nu-i de meserie. Așa crezi și eu. Să nu fie polițist. Mare prost, mai jumătate la mâine. Unde ai văzut polițistul să chească așa de bine? În filmul ăla cu James Cagney. Cum îi spune, mă, șpriț? Adevărul e că noi nu știm nimic despre el. În schimb, el ne-a descoperit până și ascunzătoare. Lăsați pe mine. Aflu ce hram poartă. Ei, acum, copii, să facem cunoștință. Eu sunt profesorul Aldea. Piciu. Uțu. Lordu. Lămâie. Bila. Iliuță. Iliuță. Zisca de tocată. Unde ați învățat, domn profesor, să trageți așa de bine? E greu să tragi așa? Destul de greu. Ce-i asta, măi, copii? Păi ce-a fi oare? Cloșca nu e ca nu cad ca de aceștia. Frișca nu e ca nu se mănânc. Păi ce-a fi oare? Taci, mă! E mingea noastră, domnule! Cu asta jucați voi fotbal? Da! Când eu data viitoare vă aduc un adevărat. Eeeeeee! La revedere, băieți! La revedere, băieți! Nu l-ai văzut azi pe Pijama? Nu, azi nu l-am văzut. Băiți, nu l-ați văzut azi pe Pijama? Nu, nu l-am văzut. Nu știu de Pijama? Nu știu, nu l-am văzut. We'll be right back.
că nu l-ai văzut azi pe pijama? Nu, nu l-am văzut azi. Bani. Ilustragiul care ne-a spus să-l căutăm, domnule comisar. Cel din fața băncii. Se pare că îi spunea pijama. Doi gardieni și acum un copil. Joacă tare. Nu iartă nimic. Bestii. Să omoare un copil. Petrescu, le ocupă-te de cadavru. Eu lipsesc câteva ore. Înțeles. Pajură! Ce dacă? Ia tașbe și dăm pistol. A, mă, ia-l! Băi, chita, va apare un strică în mâini mere. Hai, mă, da. Te doare ceva? S-a întâmplat ceva la limbă. De ce plângi? L-a ucis. L-a ucis? Pe cine la limbă? Pe pijama. Pe pijama? De ce? Cine? Nu știu. L-a găsit poliția mort, în groapa de gunoi. L-am capturat azi dimineață între poștă și telefoane. E și limba aici. O cumpăr, domnișoară. Mai doriți ceva? Nu? A spus acum și mănușile box, da? Mulțumesc. Ce aveți de gând să faceți cu Redon, comisar? Cadourile astea m-au apropiat de băieți și așa ajung la păsărini. Pe la ei v-ați gândit? Ce vrei să spui? Le luați toate darurile astea și pe urmă îi părăsiți. Ce o să fie în sufletul lor? Măi, Petescule, în meseria noastră nu poți să fii sentimental. Copiii ăștia sunt hoții și criminalii de mâine. Ai 200? N-am, de unde? Scoate pe limba. Ce să faci, mă? Unii au prea mulți, alții prea puțin. Poftim, domnișoară. Mă gândesc totuși la copiii ăștia. Copii, dar ți-am spus că m-am mințit cu revolverul. E și cartier nenorocit, domn comisar. Ce să-i vinovească s-au născut în el? Și ce vrea, mă, să le drindă dăc? N-ar fi rău. Pijama, lustragiu de 12 ani ucis de bandiți neidentificați. Poliția anchetează. Poliția nu a reușit să stabilească identitatea băiatului, care se pare că este un lustragiu orfan de ambii părinți. Până la identificare, trupul micuțului a fost depus la morgă. De la prefectura poliției, subcomisarul Petrescu ne informează că cercetările continuă. De ce adevărat? L-au ucis pe pijama. De ce, Piciu? De ce? El e! Cine? Profesorul, să știi că ne aduce mingea. Nu el. E și Godia de ureche. Micii derbedei în loc să muncească? Bat mingea pe Maidan, ai? Unde-i limba? A plecat la băi și a spus că lipsește vreo săptămână. Așa că am luat și noi vacanță. De ce dai nea ureche? De ce? Grijanea voastră de derbedei! Cu mine vă puneți? Cu mine? Lovelele! Altfel vă iau la cotonăjeală pe fiecare pe rând. Dacă cotulește vreunul, îi rupe aripelul ăsta. Dă-i drumul imediat și nu mișca, altfel trag. Lasă-mă chestia jos, că te nenorocesc. Încearcă. Iliuță, stai, nu trage. Hai, du-te. Derbedeilor! Derbedeilor! Ce-ai dracu să fiți? Răspunțeai! Lăsa, frate-l de băiță! Dă-i! Dă-i, mă! Dă-i! Dă-i! Trage-l de băiță! Dă-i, mă!
mașină, Gomor! Un timp și nu mai apare aici, cel puțin 2 luni de zile. Și nu mă cunoști. Altfel? Am înțeles, domn. Ați făcut box, domn profesor? Mamă, ce-o percut! Păi nu v-am spus că sunt profesor de gimnastică? Nu, dar se vede. La vârsta dumneavoastră vă mișcați destul de bine. E gentil cu mine, mersi. Dar din ce vă luareți? Mai din nimic. El zicea că-i joi, noi că-i vineri. Ai jucat fotbal, a? Nu așa, domn profesor. Stați că o potrivim. Loc. Acum. Asta zic și eu, lovitură. Gura, mă. Iuhu, băieți, avem o minge nouă! Ura! Iuhu! Dă-mi-le și mie! Mulțumim, domnule profesor! Dar ce-i cu voi? Nu vă place ce v-am adus? Iertați-ne, domn profesor, dar nu vrem să vă supărăm. Ce s-a anulat? E vorba de un prieten de joacă de-al nostru, pijama. Pijama? Unde am auzit-o de numele ăsta? Poate aș citit în ziar, a fost asasinat. Exact. Chiar în ziarul de astăzi am citit. De ce l-o fi omor, domn profesor? Nu făcea rău la nimeni. Dacă avea o acadea și eu cerai, ți-o dădea. La necasă era primul să te ajute. Nu avea niciun dușman. Era prietenos cu toată lumea și muncea, nu ca noi. Dar el cine-i? Savantul, un prieten de-al nostru. Profesorul Alea. E Șerban. Băi, ți-mi spun savantul. Toată ziua stă numai cu nasul în cărți. Închipuiți-vă, n-are nicio absență. La școală numai 10. Speră să ajungă savant. Prostii, eu vreau să mă fac doctor, să-i ajut pe oameni, știți? Eu sunt orfan. Taică s-a fost împușcat în timpul grevelor de la Grivița din 33. Iar maică s-a murit acum 2 ani de tuberculoză. Așa cum o să crezi și tu dacă nu o să te îngrijești. Iftea! Are noroc cu niște prieteni de-a lui Tasu de la uzină. Ei cumpără cărțile de școală, mănâncă la cantină. Și mie mi-ar place să merg la școală, dar cine să-mi plătească taxele? Și pijama era orfan ca mine. Visul lui era să aibă pijama. De aceea noi băieții ne-am gândit să punem mână de la mână să-i luăm una. Să-l îngropăm cu ea. Dacă vreți, vă cumpăr eu. Vă mulțumim, domn profesor. Dar nu e cazul. Știți, fiecare cu morții lui. De altfel, asta e tot ce mai putem face și noi pentru el. Eu v-aș ruga să mă considerați de al vostru și să acceptați să-mi dau și o parte a mea. Pentru o pijama și pentru sicriu. V-am adus un sac de box. Cine l-o fi omorât, domn profesor? Prin ziar scrie că ultima dată a fost văzut în fața băncii creditul comercial. Locul lui obișnuit. E acum 2 seri, acolo a fost dat o spargere. Ei, și? Poate a văzut cine a dat-o. Și? În astfel de cazuri, spărgătorii caută să scape de martorii nedoriți. Deci asasinul este cel care a dat lovitura? Exact. De la limbă, nicio veste? Aoleu, uita-se! A spus băieți, că te întorci în sânge, ăsta mare! Piciule! Da! Urcați-l în mașină. Trebuie să-l ducem la un doctor. Mâinile în șold. Respira adânc. Dușește. Respira adânc. Da, mulțumesc, oba. Poți să te îmbraci. Care e situația, domnule doctor? Trebuie internat de urgență într-un sanatoriu, altfel. Dar cu ce bani? Asta e treaba mea. Tu când te-ai spălat mă ultima oară? De anul nou, e bine? Nu fi obraznic.
Nerica! Nerica! Cine-i? Ce s-a întâmplat? Pot să te întreb ceva, Nerica? Zi-mă! Așa e că m-a tălat de lovitura aia de la Banca Creditul Comercial? E, ție pot să spun că mi-ești frate și n-ai să mă trădesc. Eu, piciule, a fost o lovitură de maestru. Văiește tot București. Și pijama te-a văzut, nu-i așa? De ce mă întrebi? De ce l-ai omorât, Nerica? De ce? Știai doar că nu te-ar fi trădat. Eu să-l omor? Piciule, ești nebun? Cum să fac așa o scârboșenie? Îți jur pe mormântul mamei noastre, n-am făcut-o eu. Atunci cine? După lovitura a fost turnat piticului. La început am crezut că poate pijama. Acum am înțeles. Lângă el se afla un cerșetor, desigur, un om de-al piticului. Ei l-au lichidat, ca să nu-mi dea numele individului. Înțelege? Bietul pijama. Vrei să-l răzbunăm? Mai întrebi. Atunci va trebui să mă ajuți. Și ce-am de făcut? Află numele cerșetorului din fața băncii. Îl vom afla. Dar mai înainte, trebuie să ne ocupăm de pijama. Între noi. Nu o să-l uităm niciodată. Dragul nostru prieten și frate, micuțul pijama, jurăm ca să răzbunăm. Jurăm. Ușor. Cine ești? Bunica lui. Cine-i? Pe tine te cheamă Piciu? Da. Îl de-a omorât, îi zice Gogu Olobu. Micuță, unde mergi? Mă duc, maică, să stau cu el. Că eu fiu urât singur.
Ei, ce se mai aude, Petrescule? Pe cerșetorul cheamă Gogologul. Am aflat și unde se ascunde Erica. Ești mare, mă, băieți. Alo, aici Moldovan. Dă-mi-l pe Piticu. Piticule, îl vreau pe Gogologul. Nu face pe idiotul cu mine. Ți-am spus, până mâine mi-ați să-l vreau pe Gogologul, dacă nu-ți distrug toată rețeaua. Nu vă spărați, domnule comisar. În 3 ore îl găsiți, la ruinile bisericii, din groapa Pantelimon. Prima ploaie de toamnă, stropireci plâng pe geam și eu n-am cui să-i vorbesc și în ochii cui să privesc. Plouă, ploaie rece de toamnă, pic, pic, stropii cadrar și dispar ca și un nor sau ca un dor. Vântul suflă în ulița veche ce pare pustie și îngână cu foșnetul frunzelor o melodie. E cam bătrân, nu? Ce zici? Ce știi tu, Dobrescu? De toamnă, stropii reci plâng pe geam și una cui să-i vorbesc și în ochii cui să privesc. Ce-ai, Piticule? Comisarul Moldovan se întâlnește chiar în noaptea asta cu martorul care l-a văzut pe Rică. M-am gândit că poate te interesează adresa. Martorul va fi acolo cu o oră înainte. Cum? 10% din sumă. Cum procedăm? Uită-te pe fereastră și spune-mi ce vezi. E o căruță cu gunoieri. Perfect, sunt oamenii mei. Dacă într-o jumătate oră am banii, îți dau adresa. Parol d'onor. Da, bine. Boilor, fugă la mașini. Băgă chestia în buzunar. E cineva aici? Comisar. L-au lichidat și pe ăsta. Dar jigodia asta o merită. Hai jos. Regele e acasă? Da, dar cine ești dumneata? A, sărmâinele. Am adus un buchet de flori din partea domnului Maimuca, ca semn al prețuirii sale. Sărmâinele, sărmâinele.
ce-i cu astea? Din partea domnului Maimuca. Desfel. Pleacă. Zâna florilor s-a trezit vorbind. E mare cât o păpușică și cu rochița scurtă, scurtă. Ia auză-mne. Mersul ei e ca un zbor de fluture. Aleargă într-una prin nodăi și prin grădini, se uită la cer, privește pământul, apoi sare în brațele lui, îl ia de gât și îl întreabă mereu. Dar bine, țăcăule, cum a ajuns pe aici de nu se vede pasări cu aripioare? Dar încă un cu picioare. Ca o ce este rodit de mine. Aurite, nu știi dumneata încotrecele? Ce faceți, măi, voinicilor? Unde sunteți? Chestia asta, cred că m-am deșertat în indispensabil. Bine-ai venit, Mearică, nu știam ce să mai cred, n-ai mai dat niciun semn de viață. Ce-ai crezut, mă? Că am să-mi uit fratele? Uite, v-am adus câte ceva. Mulțumim, Mearică! Hai, luați! Dă-mi și mie! Îți mulțumim, Mearică, totdeauna te gândești la noi. Eh, acolo câteva bomboane. Dar ce cu voi, mă? Altădată când aduceam bomboane, chiuiați mai rău decât pielea roșie din filme americane cu Gary Cooper. Acum ce dracu aveți? Opa, dar ce ești, mă? Farmacie, spital sau biserică? Niciuna din asta, e dacă vrei casa noastră. Ia-ți, mă, ai început să vorbești, ai? Mucea, unde ceilalți? Trebuie să vină, cu excepție lui Iliuță. Ofticosul? Da. Ce-i cu el, a dat în primire? Nu, e internat într-un sanatoriu. Aha. De unde ați luat voi toate chestiile astea? Ați spart vreun magazin? Nu, ai? N-ați spart niciun magazin, le-am primit. De la cine, mă, de la limbă? Nu. M-aș fi mirat, atunci de la cine? De la un nene. Un domn? Cum îl cheamă, de unde vine și ce vrea de la voi? Am uitat cum îl cheamă. Zice că e profesor de gimnastică. Ce poate să vrea de la noi unul ca el care se joacă cu banii? Mă, piciule, tu știi că eu sunt uns cu toate alifiile. Apariția tipului ăsta nu e a bună. Data asta te înșel, Nearică. Și eu cred că te înșel, Nearică. Domn profesor e un tip. Ia te uită ce mână are. Băieți, aveți grijă să nu fie vreun copoi. Tu vezi ce scrie acolo? 13 aprilie 1930. Pane Burdujel, Gică Pleznitu, Rică Păsărin. Aici, în pivnița asta, am crescut și am jurat să ajungem mari și bogați. Toți ăia au mierit-o. Eu am mai rămas. Ăia n-au căscat ochii la timp. Să nu spui mie că te fac să râzi, că acum te fac să plângi. Am plecat. Când mă vii pe la noi, Nari? Nu uitați, capul sus, ochii mari, urechele la lăutari. Piciule, dacă ai nevoie de mine, știi unde mă găsești. Da? Salut. Ai grijă de dumneata, Narică. Ce-i, mă? Era să mă ardă! Hai, mă, ce, tu nu știi de glumă? Profesorul nu mi-ar fi spus-o nici măcar în glumă! Hai la treabă! Hai, mă! Bună ziua, patrone. Bună, Rică. Am o veste pentru tine. Piticu și gogoologul, cerșetorul care te văzuse noaptea loviturii, au închis ochii. Să rămână de veste bună, patrone. Și acum fii atent. În ciuda greșelii pe care ai binevoit să o comiți atunci la bancă, m-am gândit totuși să-ți mai dau o șansă, deși știi prea bine că n-o meriți. Vă mulțumesc, domnule Muca. N-o să repetați. Iată despre ce-i vorba. Peste două zile vom sparge banca elvețiană. Banca elvețiană? Exact. Bine, dar e practic imposibil. Știți doar că banca elvețiană are cel mai perfecționat sistem de alarmă. Ai terminat? Dețin toate informațiile necesare asupra acestui sistem de alarmă. Iar planul este pus la punct în cele mai mici amănunte. La ce valoare se va ridica prada? Asta nu-i treaba ta. Totuși, cu suma pe care o vei primi, poți să-ți deschizi un cazinou la Miami.
Miami Beach, în Florida. De altfel, ți-o să te anunț că imediat după lovitură vei părăsi țara cu destinația America. Iată și pașaportul. E pe un nume fals. He? Ce zici? Ești de acord? Mai ca pe vorbă, dă mai mucă. America. Miami. Spuneți-mi ce trebuie să fac. Rămâi ascuns până poimâine seară, când te aștept la mine la vilă la Băneasa. S-a înțeles? Am înțeles. Să trăiți. Vă mulțumesc, să trăiți. Într-adevăr, ai de gând să-l trimiți pe Rica în America? Mă dezamăgești, tu. Când te-am auzit vorbindu-i de plecare, am crezut că... Mai ai multe de învățat. Omului trebuie să-i dai un țel în viață și atunci răstoarnă munții. Iar Rica al meu va răsturna banca elvețiană. După aceea, va avea stângă grijă de el. Mai auzi stângă? Da, șeful. Hai, dă-i drumul. Am înțeles. Și dacă Rica îți face figura și după spargere dispare cu toată prada? Prostii. Mă respectă prea mult ca să treacă măcar prin minte așa ceva. Când un in străiește cu femeia patronului său, asta înseamnă că îl respectă? Titule, mergi prea departe. Vrei dovada? Da. Dacă vrei să mai duci viața asta păcătoasă. Cum stai cu dosarul loviturii de la Banca Creditul Comercial? Am dat de Rica păsărind, domnule prefect. Și acum strâng probe ca să-l dăm în gâci pe mai muncă. Te sfătuiesc să te grăbești. Am câteva informații potrivit cărora această bandă pregătește o nouă lovitură. Arestează-l pe Păsărin. N-am vrut să forțesc nota ca să nu riscăm să pierdem pe Maimuca și capibandii. Lasă-l pe Maimuca. Mie să-mi prins făptașii. Clar? Am înțeles, domnule prefect. Și vezi să nu te mai prind că mai scoți pistolul. Nu-l mai scot deloc, domnule prefect. Numai că atunci când o să-mi spuneți dumneavoastră să-l scot, o să fie prea târziu și o să cadă prea mulți oameni. Asta e treaba mea. Moldovane. Au intervenit motive politice. Uită-l pe Maimuca. E clar? E clar, domnule prefect. Încerc să uit. Bună seara, Rica. Nu! Eu n-aș face asta. Cum ai ajuns aici? Treceam prin față, am văzut lumina și m-am gândit să-ți fac o vizită. Dar bă, că nu te prea bucuri, a? Cine m-a vândut? Trebuie neapărat să te vândă cineva? A, dumneata ești, domn profesor. Bine ai ajuns, comisare. Domnule comisar. Și acum lasă mascarada, Păsărin. Vreau să discutăm serios. Și despre ce anume, mă rog, domnule comisar? De data asta nu mi-a plăcut intonația. Vreau să vorbim despre Maimuca. Maimuca? Bine, dar nu văd legătura. Nu te mai preface, Păsărin. Știu că tu și oamenii tăi ați dat lovitura de la bancă. Mai știu că tu ești cel care a ucis pe cei doi gardieni. Și atunci de ce nu mă arestați? Pentru că vreau să-ți propun un târg. Ascult. Îl vreau pe Maimuca. Știu că el e creierul și mai știu că pregătește o nouă lovitură. Văd că ești bine informat, domnule comisar. Și ce-mi oferi în schimb? Poate te fac scăpat. Și probele? Treaba mea. Deci ai distruge probele împotriva mea dacă ți-l ofer pe Maimuca. Exact. Ușurel, ușurel, Rica. Păcat de ochișorii tăi. Ești iute, domnule comisar. Dar lasă-mi și mie măcar o șansă. Să pornim de la egal la egal.
Să zicem că eu aș putea să ți-l dau pe Maimuca. Tâmpitule, profesorul tău nu e altul decât comisarul Moldovan. Nu se poate, nu se poate. Adineori m-am trezit cu el pe cap. Abia am scăpat. Nu se poate. Nu se poate, nu mă. Se poate, cum dar, nu se poate? Nu se poate. Gura. Am auzit o mașină. Tu te vezi cine a venit. Faceți-vă că dormiți. Cum să-i fac eu lui o surpriză? Stinge lumina. Da. Piciule, mâine noapte dau o lovitură. Să nu te miști aici. Apoi plecăm în America. În America? Ok. Larica, alaltă ieri când ai venit, parcă era George Raft. Stinge lampa. De ce nu bați la ușă, domnule comisar? Probabil de formație profesională. Să-mi cer scuze? Mi se pare că de data asta situația s-a schimbat. Altă dată să nu mai tragi cu arme pe care nu le cunoști. Era să mă nimerești. Și pălărie nouă. Copii, din spatele lui, la o parte. La o parte. Dacă încerci să mă oprești, îl omor. Te știam pripit, Rică. Dar nu și lași. Dă-mi-l pe Maimuca și te fac scăpat. La o parte. La o parte. Curând, Rică. Pe foarte curând. De ce tocmai pe mine? De ce n-ați tras, domnule profesor? Pentru chiftea? Nu se îndreaptă niciodată o armă împotriva unui copil. Lasă-mă, nu mai plângi. Piciule, vreau să stăm de vorbă ca între bărbați. Iar pe voi, am să vă rog să așteptați afară. Eu cred că e mai bine să stați de vorbă. Hai să regreți! Dar dinainte să nu-ți mai cațe piciorul pe aici! Ai auzit? Și voi unde vă duceți, mă? Unde? Unde vă duceți? De ce? Unde plecați, mă? De ce? N-auziți? Unde vă duceți? Piciule, trebuie să mă înțelegi, n-aveam cum să procedez altfel. Iar prin limbă să nu fii supărat. N-avea de ales. Cu una limbă altă treabă, cu polițiștii nu discut. Piciule, eu am nevoie de ajutorul tău. Bine, spune-te.
Rica e amestecat într-o treabă foarte urâtă. Narica a fost amestecat totdeauna în trepuri din astea. Ce-ați vrea să facă toată lumea polițiști? Am pușcat doi oameni care au copii de vârsta ta. Nu cred. Piciule, crede-mă. Rica a intrat într-o mare încurcătură, iar tu poți să-l ajuți. Cum? Ducându-vă din nou la el? Da. Chiar vorbi serios, domnule comisar? I-am propus un târg. Dacă îl acceptă, îl fac scăpat. Pe cuvânt de onoare? Da, pe cuvântul meu de onoare. Pot să vă întreb ceva? Întreabă-mă. Credeți că Narica l-a ucis pe pijamă? Nu. Sigur, nu. Cred că de data asta sunteți cinstit, dar nu știu unde se ascunde. Piciule, Maimuca pregătește o lovitură. Îl va folosi pe Rică și apoi se va descotorosi de el. Nu cred! Nu e adevărat! Eu îl cunosc mai bine pe Maimuca și știu cum va proceda. Uite, vezi? Ai aici o carte de vizită. Ai numărul meu de telefon. Dacă te răzgândești, mă suni. Iartă-mă, darling. De-abia am scăpat de poliții sau la nenorocit. Ce s-a întâmplat? Dragule, m-am gândit ce-ar fi. Dacă imediat după ce dai lovitura, am fugit amândoi cu toți banii. Ce, e nebunit? Ce frică. Nu. Dar nu se poate. Nu pot face. Partea mea e și așa destul de mare. Vom putea trăi ca niște prinți în America. Nu fac să râd. Maimuca nu o să-ți dea nimic. Sau cel mult un glonț în frunte. Îl vezi? El mi l-a dat. Ești prost. Ascultă de mine. Maimuca te trage în piept. Șefule, nu sunt în restaurant. Tipule, dacă m-ai adus degeaba, o să regreți. Puțină răbdare și să te convingi. Uite-o. Cățeau. Uite-l și pe Amorez. Ce zici, îl schimbăm pe Rică? Nu. Acțiunea de mâine o conduce Rică, cum am hotărât. Dar pentru bar, cauți altă solistă. Moldovan la telefon. Bună seara, domnule comisar. Eu sunt. Bună, Piciul. Am aflat unde îl putem găsi. Unde? Vă conduc eu. Unde te afli acum? În fața cinematografului Arba. Bine, mă aștepți acolo, vin știu. Gata. Ceva nou? Nimic. Mai avem un divers. Piciule, te-ai mai mințit. Nu-i așa? Te-a pus Rică să mă scoți din oraș, hă? Da. Să-mi iau revanș acum, hai. Hai, răbdare. Hai.
Ce s-a întâmplat? Să fie siguranță. Ce asta? Nu fiți stâmpiți! Vă pierdeți viața de pomană! Avem dinamită! Putem arunca totul în aer! Nu trageți că vă deschidem! Fata la perete! Mâine sus, fata la perete! Explozibil și gaze și au fugit. E safe-ul gol. Și ce ai fi vrut să ne aștepte? Unde ați fost? V-am căutat. Aule, domn prefect. Ce se aude, moldovane? O spart safe-ul băncii, domnule prefect. Ați prins pe cineva? Nu, au reușit să scape cu toți. Moldovane, dacă până mâine dimineață la ora 8 nu-mi dai o veste bună, am să-ți dau eu una foarte tristă. Am înțeles, trăiți. Bună seara. V-am spus eu că e groasă, domnule comisar. Da, ați scos-o ție, noi. Nu i-a văzut nimeni? Tocmai aici e nebunia, că tot cartierul e blocat. N-aveau pe unde să iasă. Parcă au intrat în pământ. Scoate capa acum. Dăm lanterna. Poftiți. Cred că ai avut dreptate. Căutați în jur la toate canalizările. Iar tu vii cu mine. Da, domnul comisar. Și acum pe unde o luăm, domn comisar? Trebuie să-și fim acatei drum. A, uite un semn. Hai. Gata, e regulă. Uite. Acum. Patrica! Tată te omoare! Șefule, ce fac? Trage-ne! Trage! Pierdut iarăși. Asta-i dama lui Maimuca. Nu trageți! Poliția! Nu trageți! Poliția! Ați păzit ceva, domnule comisar? Bine că n-ați tras. Ocupați-vă de cadavrul ăsta. La treabă, băieți. Și acum ce faceți, domn comisar? Mă duc să-mi scriu demisia.
în cine? Cum a mers? Bine. A reușit să-l scoți din oraș? Mhm. Atunci de ce plângi? S-a prins tipul? Te-am ardit? Nu. Atunci de ce plângi? Păi tocmai de-aia, că eu l-am mințit și el nu m-a atins nici măcar cu un deget. Lasă, piciule, dacă nu te-a chelfonit, a înțeles ce ai făcut-o. Hai. Rica n-a apărut? Nu, n-a apărut. Dar de ce? Trebuia să vină să mă ia. Unde? Trebuia să vină să plecăm în America. În America? Da, în America. Și crezi că vine? Mi-a promis. El e! Cine? Narica, băieți, a venit să mă ia! Plecăm în America! Unde? În America! Vă las vouă bicicletă și tot ce am, jucării! Tot! Am plecat! Narica! Narica! Eu sunt Narica! 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 Narica, eu sunt Narica! Eu sunt! Narica! Narica! Ești fratele lui Rica, așa e? L-așteptai, nu? Spune-mă! Răspunde! Ei sunt băiații de care... Lasă-l, dracu! Eu vreau pe Rica și bani! Mișcați-vă! Haideți, mă! Atingeți farurile. Acum. Nu trageți, noi suntem. Pe unde a luat-o? La stânga ta, spre cimitir. Repede și voi, spre cimitir. Rică, predă-te! N-o să-ți facem nimic! Fii băia cu minte, Rică, și urcă până la mine! Ai cuvântul meu de onoare că n-o să tragă nimeni! Știu unde e pământul măsii. Așteaptă aici. Dați-mi armele, venim și noi. Nu, asta e treaba mașei lui Rica.
Ajută-mă, maică scumpă. L-am nimerit! Șefule! L-am nimerit! Veniți aici! Nerica! Piciule! Piciule, ajutor! Piciule! Mai repede, băieți, mai repede! Șefule! Rica nu e aici! Am găsit sacul! Lăsați-l dracului! Veniți odată cu banii! Poliția! Ocolește-l prin dreapta! Ajungi în spatele lui, strigă! Ne ridicăm și tragem amândoi deodată! Acum! Bravo, domn profesor! Iuhu! Așa! Dă-i acum! Haide și la altul! Ei, dragi! Poliția! Intră! Hai, hai! Fața la perete! Nu trage! Nu trage!
Nu trageți, sunt eu, Grigori Maimuca, mă cunoașteți! Am fost atras în cursa unor bandiți! Ia banii și pleacă! Nu trageți, sunt eu, Grigori Maimuca! Jos! Ați pățit ceva, domnule comisar? Nu e în regulă, vezi că sunt niște răniți pe aici. Haideți, băiți! Cum ai găsit, mă, Petrescu? Am greșit și eu odată, domn comisar. Tu până la urmă ai fler de polițist, hă? Sus mâinile! Nu mișca! Să nu mori, Nărică! Să nu mori! Nu vreau! Auzi! Nu vreau! O, Doamne! O, Doamne! Să nu mori, Nărică! Te rog! Să nu mori! Nu mă lăsa singur, Nărică! Toată lumea la mașină! Protestez! Vreau să vorbesc cu domnul comisar Moldovan. Sus! Ce fac cu el? Du-l, domnule. Poftiți. Mișcă! Ce față o să facă prefectul când o să dea cu ochii de Maimuca? Păi știu, am găsit în cimitir. Ce facem? Mașină cu ei. Hai. 11. Da, 11. Domnule comisar. Ce-i? E o eroare. Protestează. Domnule comisar, domnule Moldovan, este o eroare. El. Nu înțeleg. Nu se poate! Domn profesor, veniți repede, veniți! Stai tu. Du-te la mașina poliției, șpiți, și alimentul să stai nedeală. Comisar, nu mă lăsa, cheamă doctor, nu mă lăsa să mor. M-a trimit un comisar Moldovan să-i dea sus asanitară. Ia-o. Nărică, să nu mori! Piciule, vreau să promis ceva. Orice, Nărică, orice! De azi înainte să-l asculți numai pe el și să nu faci ce am făcut eu. Da. Da. Jură. Jur. Mulțumesc, domn comisar. Te rog, ai grijă de el. Dar dumneata n-ai să mori! Nu e așa, domn comisar? Rasha! Nărică! Rică! Nărică! Domn comisar! De ce? Nărică! Nu mă lăsa singur, Nărică! Nu mă lăsa singur! Domn comisar! Nu lăsa să moare, domn comisar! Nu lăsa, domn comisar! Nu lăsa, domn comisar! Nu lăsa! De ce? Vezi tu, Piciule, în viață trebuie să fim responsabili pentru tot ceea ce facem. Acum nu mai poți face nimica pentru el, cu excepția unui singur lucru. Care? Îți respect jurământul. Domn comisar, eu am rămas singur pe lume. Nu, Piciule. N-ai rămas singur.